Bună dimineața! Absolută superbă afară. A plouat cam toată noaptea și acum este un aer atât de curat, parcă este un aer de munte. Totuși este cald, foarte, foarte plăcut, nu bate vântul deloc. Uitați și peștii ce ferci sunt că mă văd. A venit Marcel. Este și acțifil de pe aici. Astăzi, după multe zile în care am gătit carne, multă carne și grătar și pui și porc și de toate. Ieri am făcut nutrie, nu vă mai arăt că nu se uită nimeni, m-am obișnuit, am gătit de câteva ori și nu vrea nimeni să vadă, n-am mai filmat. Este cea mai bună carne din punctul meu de vedere. Astăzi o să fac ceva fără carne, ceva de post, ceva rapid, simplu. O să fac o ciulama de ciuperci. Am aici două feluri de ciuperci, ciuperci champignon din Zalău, Seceiazul, și aici păstrăl de fag, Pleurotus. O să folosesc două feluri de ciuperci, să dea un gust mai bun la ciulama. Am o ceapă, usturoi, smântână de gătit, verdeață, cam astea sunt ingredientele. O să-mi trească și ceva făină, puțin amidon și ca să iasă cremoasă ciulamaua. În rest, nimic. Este o rețetă care se face repede, foarte gustoasă. Sunt zile când simt nevoia să... Acțipilda. E cam rea cu ceilalți. Uite, mărâie. Sunt zile când simt nevoia să mănânce altceva și fără carne. Uite-l mărâie pe Marcel. Sunt ani de zile de când este iazul, este și acțipilda. Încearcă să prindă un pește și n-a reușit. Nu o să reușească nici azi, dar ea se străduie. Hai să ne apucăm de rețetă. Eu am spălat ciupercile și le-am lăsat la zvântat. Mulți zic că nu trebuie spălate, le ștergi cu un șervețel. Eu cred că mai bine să le speli puțin și după aia le usuci puțin. Am tăiat o ceapă, câțiva căței de usturoi. Am uitat să vă spun de un stoc de legume. Nu vreau să mint, eu l-am făcut de data asta din vegeta, dar din vegeta din aceea bună, sârbească, știți, aceea clasică, care am înțeles că este 100% naturală. Da, multă lume folosește vegeta, folosesc și eu de data asta, n-am avut stoc de legume sau... În fine. Haideți să tăiem prima dată ciupercile. Șampinioanele, pentru că sunt mici. Și vă sfătuiesc să le luați cât mai mici, astea sunt cele mai bune. Alea mari nu sunt așa ok. Și trebuie să fie închise aici, să nu le vedeți lamelele. Așa trebuie alese șampinele. Eu pe astea o să le tai pe jumătate. Uitați așa. Ele o să se topească și vrei... Nu le tăiați mai mărunt, o să iasă un terț o să iasă. Care sunt mai mari și pe dintre ei, uite așa. Așa o să tai șampioanele. Poate mă bâlbâi prea devreme. Iar pleurotus, la fel, mari. Uite așa bucăți. O să te bucuri când o să dai în farfurie de o bucată de ciupercă. Altfel o să iasă un sos, nu o să înțelegi nimic. Așa trebuie tăiate. Ciupercile le-am tăiat. Acum să fim pregătiți, tăiem și ceapa, usturoiul. Ceapa mai mărunt de data asta.
așa ceva. O să tai pe toată. Iar usturoiul zdrobit. Și tot ca doar. O tigaie mai încăpătoare sau în funcție de cantitatea de cipăși pe care o faceți. Imediat iese aburul. Ulei. Și prima dată călim ciupercile. Să vedeți ce puțin o să rămână. Ele, nu știu, 80%, 90% sunt apă. O bunătate! Vedeți cum scad? Ele sunt numai un lichid aproape. O să le pun puțin piper proaspăt măcinat. Și ceva sare. Nu prea multă, pentru că și stocul este salat. Uite așa. Să prindă gust. Și lăsăm până se căresc. Mai au. Prima dată se reduce zeama și le și prăjim puțin. Oh, ce bine arată. Zeama a scăzut. Acum o să pun și usturoiul. Cine nu vrea poate să nu pună. Dar aromează extraordinar. Oh, ce bine vreau. Cum se mai zice la usturoi? Ai, nu? În Ardeal, sau nu știu unde. Ai. Ai, ce bun este. Încă puțin. Cipercile sunt gata. Din punctul meu de vedere, usturoiul face cam 10% din rețetă, dacă nu mai mult. Vreau să zic mai mult. Scoatem aici. Uite așa. Tot. Aprind din nou focul. Ulei. O să las focul mai mic. Și ceapa. Călim la foc mai mic.
Ceapa nu trebuie arsă. Uitați, este translucid acum. Și o să pun o lingură de amidon. Și o lingură de făină. Puteți spune doar făină, dar amidonul o să dea un luciu mai deosebit, o să închege mai bine compoziția. Și acum prăjim puțin amidonul, făină și cu ceapă. Nu foarte mult, să nu se ardă. Am la îndemână stocul. Începem să punem din stoc. Câte puțin. Așa. Și amestecăm. Vedeți ce fain se îngroașă. Amestecăm bine să nu rămână cocoloasă. Focul mic. Uitați, se face ca un piure. Completăm. Amidonul îngurașă e extraordinar de fain. Mestecăm bine. Nu vrem cocolașe. Încă puțin stoc. Așa. Dacă mai îmi trebuie, mai am acolo. Uitați ce fain ești. Acum pun și ciupercile la loc. Focul puțin mai tare acum. Ia uite, deja este ciulama făcută. Dar trebuie să lăsăm. O să lasă, imediat cum începe să fiarbă, o să lasă la foc mic și eventual mai completez cu ceva stoc. Sigur o să mai trebuiască. Uitați ce fain s-a îngroșat. Wow. Las focul mic acum. Uitați cum se îngroașă. Da, să mai completez cu ceva stoc. La sfârșit o să fac și o mămăligă. Ce poate să fie mai bun? Lăsăm așa să se împrietenească. 10-15 minute. La foc mic, dacă mai trebuie, mai completăm cu stoc. Zoro îl spală pe Marcel. Uitați cum îl spală. A văzut că Marcel se simte puțin rău. Uitați cum are grijă de el. Ce simpatici sunt.
și lumea, ce îi place? Așa, peste tot. Spală cum trebuie. Așa, peste tot. Și în cealaltă orăchie. Să amestecați tot timpul ca un risotto cremos. Chiar ar merge un risotto cu ciuperci, dar mi-ar trebui ceva ciuperci mai bune, dacă aș găsi ceva hribi. Mama mia, ar merge un risotto cu hribi. Uitați cum se îngroașă sosul. Încă puțin, 5 minute și opresc socul. Dar amestecați tot timpul. Așa. Nu mai las mult, 2 minute. Este suficient. El pe măsură ce se răcește, se îngroașă și mai tare. Dar uitați ce cremos a ieșit. Să faceți exact cum am făcut eu, cu usturoi și cu amidon. Acum nu se simte gustul de usturoi, numai că a aromat extraordinar. Iar amidonul, uitați, cum îngroașă. Nu îngroașă, îngroașă. Cred că m-am îngrășat eu. Așa. O să pun ceva verdeață. Eu am tocat și mărar și pătrunjel. Așa îmi place mie. Puneți ce vă place. Wow. Wow. Cred că e mai bun ca orice friptură. Până se răcește puțin, mă duc să fac o mămăligă mică. Gata și mămăliga. O mămăligă simplă, ca la țară, mălai, apă și sare. Atât. N-am pus unt, n-am pus nimic. La rețeta asta nu merg multe improvizații. Mă gândeam să pun parmezan, să pun smântână. Nu, nu. Acum să punem... Ha, este incredibil. Ia uitați. Ia uitați cum s-a închegat. Uitați cât este delucioasă și cât de faină este ciulama. Mai cremoasă ca asta nu cred că se poate face. Vai de mine. Vai de mine. Uite așa. Uite cum arată. O frunză de pătrunjel
una demarare aici și mai mult de atât n-ai ce să-i faci. Credeți-mă pe cuvânt, faceți exact cum am făcut această rețetă și este cea mai bună și cea mai cremoasă ciulama de ciuperci pe care ați mâncat-o vreodată. Nici la un restaurant de 5 stele Michelin nu o să mâncați așa ceva bun. Este ceva senzațional. Senzațional. Să nu tăiați ciupercile mici și puneți exact ce am pus eu. Hai să și gustăm. Am lăsat-o puțin să răcească, dar cred că încă frige. Uitați cât este de cremoasă. Ia. Nu tăiați ciupercile mici. Se topesc în gură, simți gustul de ciupercă. Extraordinar. Parcă e mai bună decât aia de pui. Ciulama asta. Extraordinar. E în top mâncăruri făcute de mine, să știți. Să încercați neapărat. Sper că v-am făcut poftă. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere și... Opașca! Nu uitați! Ținem legătura!